Este o temă, sigur, cu o istorie amplă. Sigur că, numai dacă ne gândim la narațiunile fondatoare la omenirii, ne gândim la episodul lui Cain și Abel, fraternitatea ca în formă de sub chipul crimei, ne gândim la începutul Iliadei cu mânia lui Ahile, deci cu potențialul de violență, deci cumva întreaga istorie a omenirii și, și pornim de la contextul nostru european, este încărcat de violență. Ea, sigur, a suscitat multiple problematizări și de cele mai multe ori au fost în context mai degrabă politic, etico-politic. Vorbim de războiul tuturor împotriva tuturor, omul este un lup pentru homini lupus, nu? Deci tema a fost îndelung dezbătută în diverse paliere, în filozofie, în special pe registrul filozofiei politice, raportul cu statul, dacă statul are un monopol al violenței, dacă statul este întemeiat printr-o violență originală și mai departe. Thank you.